mai departe. Ia nu spun matale, dar ce de emisia lui? Da, uitați-vă, ce cătiresc de emisia lui, mai departe. Da, poate a vine altul mai sănătos la gata. Da, este ăsta așa care vine. Noi azi falimentăm, bani, noi de alaltă ei băieții noștri ce putea falimenta. Deci așa că lor vine, tot așa e politica și nu spun că eu. Da, uitați-vă, cine este? Uitați-vă cine este acolo de parte. Este unul de la sunt băieți, eu nu n-am primit un bănuț de aici așa. E că unul este la camera de comerț. Unul șarban care n-a făcut nimic în viața lui. Sergiu și ala Hirciu, care nu faci deosebire dintre prima grupă și a doua grupă. Și aici care se declară ministru, care el e ministrul nostru, care tot nu a făcut niciodată nici o iotă. Certificat la camera de comerț. Dacă noi vrem să-i convingem pe deși, e un act informativ. La un medic să-l convinc că nu trebuie să-l operez de mâna stângă, dar operează-l de mâna dreaptă. E ca noi pe cine vrem să-l convingem. Sergiu, dumneavoastră ați făcut vădată la camera de comerț. Eu l-am făcut. E un document informativ. Hai stați-o leac, stați-o leac. E un document informativ. Hai să gândim la rece și nu luăm înainte. Nu ne gândim. Deși asta e cel mai grav lucru. Eu am făcut. Luăm problema, o împărțăm în două lucruri. Gândim problema că Moldova atât e ghini și toți au vutrat ca la nord, da? Eu sunt la nord. Eu am făcut greu. Aproape și-a făcut. Eu sunt minus, băieți. Dar voi minus prețului, spuneți. Dați-mi voi, problema trebuie să sunt două. Este problema secetei și a calamităților naturale care trebuie ajutat tăți, care asta e zonal, regional. Și este problema, la noi cea mai mare problemă nu e seceta. Și a doua problemă foarte mare, sunt prețurile care noi vinem cu jurul nostru, tot e bine. Dar noi avem prețuri cel mai mici. Nu știu că avem preț cel mai mici. La noi băncii ne căpușesc, tăți ne căpușesc, tăți. Și tăți stau și zic, dar voi fiecare an așa sunteți. Când e fiecare an, dacă eu... Fiecare an suntem așa, asta e declarația din 2021, 2022, 2023. Eu am dat o întrebare simplă care am vrut să aflu, mă scuzați și ultima, care m-am scoat în picioare, o să vedeți și în live. Am întrebat așa, domn ministru, răspundem serios, concret, ca oameni simpli. Eu sunt agricultor sau... om de afaceri. Sau om de afaceri. O să spun, eu sunt și un așa. Bun, noi, ministrul agriculturii, avem... da. Ministerul Agriculturii avem? Da. Ministerul Agriculturii avem? Da. Probleme în agricultură există? Da. Soluție aveți pentru și am zis, stați-o. Făina, de ce la noi se vinde mai ieftin la export și importăm mai scump? Și am TVA, băieți. Făina noastră, dacă o vindem local, a noștri o vând cu 20% producători de făină, dacă băieții noștri o duc la export, îi plătesc cu tot 8% ca și asta, ei nu blochează bani. Dar aici fac. A noștri local nu vând, se încarcă cu TVA, care trebuie să plătească la stat. Nu-i frate, știi cum e cu mare. Dar duc făină din Ucraina. Și am pus întrebarea asta și dânsul spune iarăși. El a spus vorba asta, nu a zis. Nu există. Poate să crească orice. Eu știu ce vorbește. Ce-o zici, ce-o zici? Nu, o să noi nu avem, nu producem grâu fără ăsta de alimentar. Ce bani nu e, ministru? N-ai cu cine vorbi, vezi că n-ai cu cine vorbi. Nu te înțelege nimic. Nu mă curajez, tot când suntem nu mă curajez. Băieți, mi-e pare foarte rău că societatea nu vrea să înțeleagă ce suntem cu agricultura Moldovei. Eu acum i-am spus, iată, uitați-vă, domnule ministru, declarațiile a voastră, a lui Brosu, al doamna Maia, în 2020-2021, a voastră declarat ce s-a întâmplat. Iată ce s-a întâmplat în 3 ani de zile. Problema mea cea mai mare, vă spun, este problema și noi în agricultură și nu vă spărați pe mine. Atât eu cât și Sergiu și alți băieți. Noi suntem reprezentanții voștri, noi luptăm. Dar voi, din păcate, voi credeți că noi suntem liderii noștri. Din cauza asta, toate grupările astea, poliția asta, toți ne atacă pe noi, deși voi, băieți, voi sunteți ca și mine și eu sunt ca și voi. Că am ieșit eu în față, asta nu înseamnă că eu sunt liderul vostru. Da. Toți vin să aproape de noi, dar ce faceți? Voi, băieți, voi toți sunteți. Deci noi nu suntem turmă de voi, noi suntem fiecare prin ciobănaș. Deci nu au venit voi, deci au venit ciobănaș, demonstrați asta. Vorbiți cu televiziunea, chiar dacă nu ne arată, arătați-le, spuneți-le. Nu așteptați de la mine, de la Serioșa sau de la alții să vă dăm noi vouă răspuns. Căutați-vă, ajutați-ne. Eu sunt așa la fel ca voi. Iată, dacă voi m-ați înțeles, în direct, nu vă temeți. Nu vă temeți. Eu nu v-am impus. Tăți au impresia că noi v-am adunat. Eu real vă spun. Tăți prieti Ivanov, că v-am scos. V-a adunat. Așa iași, hai, dar acurg. Și ieși, doamnă, direct. Dar nu știu cum te place, asta are. Noi nu ne dăm jos. Tăți ca voi. Aici.